Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi mă prezent în fața dumneavoastră cu un nou proiect. Înainte de a vă prezenta materialele și modul în care se execută aceste flori, care pot fi folosite ca aplicații pentru lucrările mai mari pe care le faceți, fie fețe de cultuce, fie coverturi pentru pat, vreau să vă spun că am decis ca tutorialele pe care le execut în decursul unei săptămâni să le încarc pe YouTube fie în zi de sărbătoare, așa cum va fi în curând, fie sâmbăta și duminica, când dumneavoastră sunteți un pic mai libere și puteți urmări ceea ce eu lucrez. Astăzi vă prezint această floare, care, așa cum vă spuneam, poate fi o frumoasă aplicație pentru cultuc, pentru covertură. După cum vedeți, eu am lucrat în culori diferite. Aceasta are și frunze, iar aceasta am preferat să o las simplă. Mie îmi place foarte mult și așa simplă. Aceasta colorată este lucrată în bumbac. Bumbac, după cum vedeți, de multe culori. Iar cea de-a doua este lucrată în firul Lisa Lurex. Eu în seara aceasta voi folosi firul Bravo. Pentru întreaga lucrare voi folosi firul Bravo și astfel vom avea nevoie de culoarea galbenă. Vom avea nevoie, eu voi folosi două nuanțe de roșu, după cum vedeți este firul Bravo de la Schachemeier. Voi folosi două nuanțe de roșu, după care vom folosi culoarea verde. Deci, cum vă spuneam, toate firele aparțin aceleiași mărci, firul Bravo de la Schachemeier. Acesta poate fi lucrat cu un croșet cuprins între numărul 3 și numărul 6. Este un fir acrilic, deci nu este bumbac 100%. Apoi vom avea nevoie de foarfece, care ne este necesar în toate lucrările noastre, și bineînțeles croșetul. Eu voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, sper că se vede la cameră. Am înțeles că acest mod de a lucra vă este mult mai de folos, reușiți să vedeți mai bine ceea ce eu execut. Voi începe cu partea din mijloc. După cum vedeți, amândouă flori au partea din mijloc de culoare galbenă. Acum, fiecare în funcție de modul în care dorește. Fie poate lucra în cercul magic, fie se poate lucra în acest mod în care voi lucra eu acum. Deci am făcut un ochi de lanț pentru început și voi continua lucrând un număr de 8 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cel de-al 8-lea. Acum mă voi întoarce în primul ochi pe care l-am executat și voi închide totul cu piciorul alunecat. Începând cu acest moment, noi vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. După care vom continua lucrând piciorușe duble. De jur împrejur vom avea nevoie de un total de 28 de piciorușe duble. Deci pentru
Doamnele începătoare, piciorușul dublu se lucrează luând odată firul pe croșet, intrăm în interiorul cercului format din ochiurile de lanț și apoi închidem. Ați văzut, modul este foarte, foarte ușor. Eu mă adresez foarte mult doamnelor începătoare și sper că dumneavoastră să înțelegeți ceea ce eu lucrez. Deci vom continua în acest fel, lucrând de jur împrejur un număr de 28 de piciorușe duble. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vă rog să fiți foarte atente, să numărați bine piciorușele, pentru că dacă greșim cu un picioruș, atunci floarea nu va mai avea forma corectă, forma dorită. Deci noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând cu un număr de 28 de piciorușe duble. Vom continua să lucrăm singure. Am terminat de lucrat cele 28 de piciorușe duble. Acum voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi închide cu piciorușa alunecat. Voi tăia firul și vom închide această parte, deci mijlocul florii. Din acest moment, noi, deci, aranjăm așa bine lucrul și acum eu voi lucra cu această culoare de roșu, un roșu un pic mai aprins, mai înfocat. Dumneavoastră puteți lucra în culorile pe care le aveți, în culorile deziderate de dumneavoastră, culorile dorite, scuzați. Și vom începe în acest mod. Voi face un ochi de lanț pentru a începe lucrarea și voi intra în corespondența unui picioruș dublu, indiferent care dintre ele, deci nu are importanță. În momentul acesta, eu voi ține firele aici în spate, pentru că în felul acesta le voi da siguranță. Voi intra și voi face un număr de 3 ochiuri de lanț pentru început, care vor ține locul unui picioruș dublu. După care voi face alte 3 ochiuri de lanț care vor fi ochiuri de lanț de separare, apoi voi lua firul odată pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu și voi închide în felul acesta. Acum, pasul următor. Voi lua firul odată pe croșet, voi sări 2 ochiuri de bază, voi intra în cel de-al treilea, ținând firele aici în spate, pentru că în felul acesta le vom da stabilitate, voi intra și voi lucra un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu, în corespondența aceluia și ochi. Deci va trebui să formăm aceste V-uri, să le numim în felul acesta. Și din nou, voi sări 2 ochiuri de bază, în cel de-al treilea voi lucra un picioruș dublu, 3 ochiuri de lanț de separare, și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluia și picioruș. Iau firul pe croșet, voi sări 2 ochiuri, voi intra în cel de-al treilea. Chiar dacă vi se pare greoaie floarea, uitându-vă la ea, să știți că se lucrează foarte ușor și eu am rămas uimită
de cât de ușor se poate executa. Acum voi face al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Și vom continua. Vom sări două ochiuri de bază. Vom intra în cel de-al treilea. Lucrez un pic cam greoi pentru că croșetul meu așa este. 1, 2, 3 ochiuri de separare și cel de-al doilea picioruș dublu. Continuăm până la sfârșitul rândului în acest fel. Vom sări două ochiuri de bază. Voi intra în cel de-al treilea. Voi face un picioruș dublu. 3 ochiuri de separare și cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluia și picioruș din rândul anterior. Din nou vom sări două ochiuri de bază, vom intra în cel de-al treilea. Am reușit să găsesc pe Amazon croșete. Și însă nu le-am încercat încă, drept să vă spun, le voi încerca. Poate mă găsesc mai bine cu ele, poate reușesc să lucrez mai ușor, pentru că aceste croșete, după cum vedeți, au vârful mult mai întors decât croșetele noastre, pentru că aici doamnele țin în alt mod croșetul și firul, bineînțeles. Deci voi continua, voi sări alte două ochiuri de bază. Voi intra în cel de-al treilea, voi face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț de separare și un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Iar acum vom face pentru ultima dată aceleași, voi intra în cel de-al treilea picioruș, voi face un picioruș dublu, trei ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu. Voi închide totul. Iar acum voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Și voi închide cu picioruș alunecat. Voi face 4 ochiuri de lanț. 2, 3, 4. Iar în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu voi face un picioruș scurt. După care mă voi deplasa în următorul picioruș dublu și voi face din nou un picioruș scurt. 4 ochiuri de lanț. 1 picioruș scurt. În piciorușul dublu din rândul anterior vom trece la următorul picioruș dublu și vom face un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț și vom continua astfel pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 4 ochiuri de lanț. Voi intra aici în ultimul picioruș din rândul anterior. Voi face un picioruș scurt, după care voi intra în primul lanț de 3 ochiuri pe care l-am făcut la început. Voi intra cu picioruș alunecat și voi face un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și voi continua lucrând alte două piciorușe duble. Deci vom avea
un total de 3 piciorușe duble, urmate de 3 ochiuri de lanț de separare, după care, în interiorul aceluiași arc de 3 ochiuri de lanț, voi lucra alte 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu. Acum vom întoarce lucrul în felul acesta. Voi lua din nou firul pe croșet și voi intra pe lungimea piciorușului dublu din rândul anterior și voi lucra un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, după care voi întoarce din nou lucru și voi intra în celălalt picioruș dublu pe care l-am făcut în rândul anterior și voi lucra din nou un număr de 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. Deci am și pe această parte 5 piciorușe duble. Vedeți, deja se începe a forma petala. În momentul în care am terminat aceste 5 piciorușe duble, vom îndoie această parte și vom intra în ochiul de lanț din spate, cel format din 4, vom intra în cele 4 ochiuri de lanț, tot așa, cu piciorușa alunecat. Și aici vom lucra din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, urmat de alte 2 piciorușe duble. 1, cel de-al doilea, deci avem un total de 3 piciorușe duble. Voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț de separare, alte 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, voi face din nou 3 ochiuri de separare, voi împinge așa un pic piciorușele și voi continua cu alte 3 piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. În felul acesta, dacă observați, am format prima petală a florii. Acum, pentru a continua din nou cu piciorușul alunecat, vom intra din nou în interiorul celor 3 piciorușe, celor 3 ochiuri de lanț, scuzați. Voi intra cu piciorul alunecat. Voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Practic vom repeta ceea ce am lucrat aici. Voi continua cu alte 2 piciorușe duble, deci vom avea un total de 3 piciorușe duble. Alte 3 ochiuri de lanț și în interiorul acelui arc format din cele 3 ochiuri de lanț, scuzați, voi face din nou 3 piciorușe duble. 1,
2 și cel de-al treilea. Și voi continua exact ca și la prima petală, coborând pe piciorușul dublu din rândul anterior și voi coborâ lucrând un număr de 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 cel de-al cincilea. Voi întoarce lucrul și mă voi întoarce în corespondența piciorușului dublu de rândul anterior, care l-am lăsat în urmă, să spunem așa, și voi lucra din nou cele 5 piciorușe duble. 1 2 3 4 cel de-al cincilea picioruș dublu. După care, cu piciorul alunecat, voi intra în arcul format din cele 4 ochiuri de lanț din spatele acestei părți a petalei. Deci voi intra cu piciorul alunecat, voi face din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, voi continua cu alte 2 piciorușe duble, deci vom avea un total de 3. 3 piciorușe duble, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou 3 piciorușe duble, al doilea, cel de-al treilea, 3 ochiuri de lanț de separare și ultima serie de 3 piciorușe duble. Și așa cum am procedat și la celelalte 2 petale, cu fir alunecat, voi intra în primul arc format din cele 3 ochiuri de lanț pentru a crea următoarea petală. În felul acesta vom lucra până la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Dacă în timp ce urmăriți tutorialul, în timp ce începeți să lucrați, aveți vreo nelămurire, eu vă rog să vă uitați din nou la tutorial și dacă nu înțelegeți ceva, să-mi scrieți la comentarii și eu vă voi da lămuririle necesare. Acum vom continua să lucrăm singure și ne vom întâlni la capătul rândului. Iată ne ajunse în corespondența ultimei petale. Din nou, cu fir alunecat, voi intra în arcul format de cele 3 ochiuri de lanț. Cu piciorul alunecat, voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi continua cu 2 piciorușe duble. Am decis să fac și această ultima petală împreună cu dumneavoastră pentru că așa veți înțelege mai bine. Acum voi face 3 ochiuri de lanț de separare. Voi continua în interiorul acelui arc cu un număr de 3 piciorușe duble. 1 2
Și cel de-al treilea? Acum cu piciorușe duble voi intra în piciorușul dublu din rândul anterior și voi face cele 5 piciorușe duble așa cum ați văzut la început. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Acum voi trece, voi întoarce lucru și voi trece pe ultimul picioruș din acest rând. Și voi lucra din nou un număr de 5 piciorușe duble. Voi urca în sus cu ele. 1, 2, 3, 4, cel de-al cincilea. Iar acum, cu piciorușul alunecat, voi intra în ultimul arc format din cele 4 ochiuri de lanț din spatele acestei petale. Și voi continua lucrând 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, urmat de alte 2 piciorușe duble, așa cum deja ați văzut, 3 ochiuri de lanț de separare, din nou o serie de 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, alte 3 ochiuri de lanț și ultima serie de 3 piciorușe duble. 1, 2, 3 și cel de-al treilea. Și în acest moment voi închide cu picioruș alunecat în ultimul ochi de lanț din partea din spate a petalei. Felul acesta. Acum voi tăia firul, voi închide lucrul, acest fir după aceea îl voi ascunde. Uitați-vă ceea ce am realizat până acum. Deci floarea noastră are un număr de 2, 4, 6, 8 petale. Acum va urma să facem bordul florii. De aceea am ales această nuanță mai închisă, un roșu mai închis. Voi face din nou un picioruș ca punct de plecare. Un ochi de lanț, de fapt, așa. Voi intra aici de o parte a florii, pe o parte din față. Voi intra în primul picioruș dublu.
voi ține firul în spate și voi face un picioruș alunecat. Apoi voi face un ochi de lanț. După care voi intra în cel de-al doilea picioruș dublu. Și voi face din nou un picioruș alunecat, un ochi de lanț. În corespondența celui de-al treilea picioruș dublu, din nou voi face un fir alunecat. Și acum am ajuns în corespondența arcului format din cele trei ochiuri de lanț. Aici voi lucra două piciorușe scurte, urmate de trei ochiuri de lanț și în interiorul acelui arc de trei ochiuri de lanț voi face alte două piciorușe scurte, unul și cel de-al doilea, după care voi intra în următorul picioruș dublu, voi face un picioruș alunecat, un ochi de lanț și voi continua cu în felul acesta în toate cele 10 piciorușe duble pe care le-am obținut lucrând rândul anterior. Deci, piciorușul alunecat din interiorul piciorușului dublu, urmat de un ochi de lanț. În felul acesta. Și vom merge așa de jur împrejur, lucrând cu atenție în fiecare picioruș, pentru că apoi vă voi arăta cum facem și partea din spate. Atât de mult mă încurcă croșetele acestea că nu sunt egale cu ale noastre, au vârful foarte, foarte întors. Deci ochi alunecat, un ochi de lanț, în următorul picioruș, ochi alunecat, un ochi de lanț, următorul picioruș, ochi alunecat, un ochi de lanț, următorul picioruș, ochi alunecat, urmat de un ochi de lanț, din nou ochi alunecat, urmat de un ochi de lanț, în următorul picioruș voi intra ochi alunecat, un ochi de lanț, sunt la penultimul picioruș acum, un ochi de lanț. Voi intra în ultimul picioruș, voi face un picioruș alunecat sau ochi alunecat, așa cum îl numesc eu, partea aceasta a florii voi da în față și voi continua lucrând partea din spate. Dar mai înainte de aceasta voi intra cu piciorul alunecat din nou în primul ochi de la început. Așa, pentru că îl voi închide. După care voi intra în primul picioruș din partea din spate a petalei și voi face un picioruș alunecat,
un ochi de lanț. Un picioruș alunecat, un ochi de lanț. Un picioruș alunecat, în arcul format din cele trei ochiuri de lanț voi face două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, urmat de alte două piciorușe scurte, voi intra în următorul picioruș dublu și voi face picioruș alunecat sau ochi alunecat, cum îi mai spun eu, un ochi de lanț, din nou picioruș alunecat, un ochi de lanț, cel de-al treilea picioruș alunecat, trebuie să intru exact în corespondența piciorușului, am ajuns la cel de-al doilea arc de separare. Aici voi face două piciorușe duble din nou, trei ochiuri de lanț, alte două piciorușe, piciorușe scurte, am uitat să precizez, voi intra în următorul picioruș dublu. Voi face picioruș alunecat, un ochi de lanț, din nou un picioruș alunecat, în următorul picioruș dublu, un ochi de lanț, picioruș alunecat, în cel de-al treilea și ultimul picioruș dublu din această petală, după care cu piciorul alunecat mă voi muta la petala următoare. Cam în felul acesta se prezintă petala noastră. Vedeți? Am adăugat această culoare mai închisă pentru a-i da, a se distinge mai bine, pentru a crea o combinație de culori mai atrăgătoare. Și cum vă spuneam, cu picioruș alunecat voi intra în partea din față a următoarei petale. Deci am intrat în primul picioruș din cea de-a doua petală, am făcut picioruș alunecat, voi face un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea picioruș și voi face picioruș alunecat, un ochi de lanț, în cel de-al treilea picioruș voi face picioruș alunecat, din nou în corespondența arcului format din cele trei ochiuri de lanț voi face două piciorușe scurte, trei ochiuri de lanț, alte două piciorușe scurte, voi intra în următorul picioruș dublu din rândul anterior cu piciorul alunecat, un ochi de lanț și vom continua în felul acesta pe întreg parcursul acestui rând. Uitați-vă ce frumusețe iese! Acum, noi vom continua singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Iată ne ajunse și la capătul acestui rând, unde am lucrat bordul sau marginea florii. Acum voi închide cu picioruș alunecat în corespondența primului
picioruș din prima petală pe care am lucrat-o. Vom scurta firul și vom încheia lucrarea. În felul acesta. Acest fir, uitați-vă cât de frumos este pe spate. Aceste capete noi le putem tăia pentru că le-am dat siguranță în momentul în care am efectuat lucrarea. Iar acest capăt îl vom ascunde dedesubt cu croșetul sau dumneavoastră, dacă doriți, puteți să-l ascundeți cu coacul, cum vă este mai ușor. În felul acesta, uitați-vă că am reușit să realizăm floarea. Imediat o voi întoarce pentru a vă arăta rezultatul final, după care voi trece și voi lucra frunza, să vedeți modul în care se lucrează, iar apoi la dorința dumneavoastră, fie veți lucra frunze pentru a obține acest rezultat, fie veți lăsa lucrarea fără frunze și rezultatul va fi acela. Deci ceea ce am lucrat noi acum este această foarte, foarte frumoasă floare. Mie îmi place în mod deosebit. De obicei iubesc florile și când găsesc un model care îmi place, îl lucrez. Acesta nu este tutorialul meu, țin să precizez. Eu l-am tradus dintr-o altă limbă, din limba braziliană. Deci acesta este rezultatul. Acum vom învăța să facem și frunzele cu culoarea verde. Eu doar de această culoare dispun. Voi face primul ochi. Voi pune pe croșet. Apoi, de aici, din spate, după cum vedeți, floarea noastră are două rânduri. Da? Primul rând îl lăsăm în modul în care se găsește. Vom intra aici, în mijloc, în prima petală, între cele 6 piciorușe duble. De aici vom intra cu croșetul, ne vom întoarce în spate și vom face un picioruș scurt. Vom trage încet firul, vom face un picioruș scurt. Deci acesta este primul pas pe care trebuie să-l facem. După care vom lucra un număr de 10 ochiuri de lanț. Pentru prima petală va fi un pic mai dificil. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cel de-al 10-lea ochi de lanț. Acum, începând cu cel de-al 2-lea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos și vom face un număr de 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5,
Se și cel de-al șaptelea, picioruș scurt. În acest moment vom face un ochi de lanț și vom întoarce această parte a lucrului. În corespondența primului picioruș, primului ochi de lanț, de fapt, vom face un picioruș scurt. Apoi vom lua odată firul pe croșet, vom intra în următorul ochi de lanț și vom face o jumătate de picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi face un picioruș dublu. Iau din nou firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și în corespondența acestuia voi face un număr de două piciorușe duble. Deci în același ochi de lanț vor fi două piciorușe duble. Voi lua din nou firul pe croșet odată, voi intra în următorul ochi de lanț, voi face un picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, în următorul ochi de lanț voi face o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt, iar aici în vârf vom face un număr de 3 piciorușe scurte. Deci în bucla, să spunem așa, care s-a format în momentul în care am pornit în jos cu piciorușe scurte. Deci aici vom face un număr de 3 piciorușe scurte. După care ne vom întoarce în jos, repetând un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, deci repetăm ceea ce am lucrat pe cealaltă parte a frunzei, un picioruș dublu. În următorul ochi de lanț vom face două piciorușe duble în corespondența acelui așa ochi de lanț. 1, cel de-al doilea acum din nou voi face un picioruș dublu în următorul ochi de lanț, o jumătate de picioruș dublu. Acum, doamnele care mă urmăresc de ceva timp știu, chiar dacă sunt începătoare, știu ce înseamnă și cum se face o jumătate de picioruș dublu și voi încheia cu un picioruș scurt. În felul acesta am realizat prima frunză. Acum voi face două ochiuri de lanț și mă voi îndrepta către următoarea petală. Deci aceasta este prima frunză. Mă voi îndrepta către următoarea petală și voi repeta exact în același mod. Deci voi intra cu croșetul în corespondența spațiului dintre cele șase piciorușe duble din prima petală. Așa. Mă voi întoarce în spate și voi face un picioruș alunecat.
Acum voi continua din nou cu cele 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Din nou, din corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, voi coborâ în jos cu 7 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, cel de-al 7-lea, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și voi lucra exact la prima frunză. Deci în corespondența primului ochi de lanț voi face un picioruș scurt. Voi continua cu o jumătate de picioruș dublu. Voi continua cu un picioruș dublu. În următorul ochi de lanț voi face două piciorușe duble. Deci în corespondența acelui ochi de lanț vor fi două piciorușe duble. Voi continua cu un picioruș dublu, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt. Iar în vârful frunzei voi face din nou 3 piciorușe scurte. Aveți un pic de răbdare. Așa. Deci aici voi face 1, 2, cel de-al 3-lea picioruș scurt și mă voi întoarce pe cealaltă parte a frunzei, lucrând din nou în același mod. Un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, în corespondența următorului ochi voi face două piciorușe duble în același ochi, un picioruș dublu în următorul, o jumătate de picioruș scurt. Aici obligatoriu cred că va fi nevoie să lucrați pe masă sau pe birou unde aveți dumneavoastră. Și ultimul va fi un picioruș scurt. După care voi continua exact cum ați văzut, două ochiuri de lanț, și mă voi îndrepta către următoarea petală. Și voi intra din nou aici în mijloc. Voi prinde firul. Voi face un picioruș alunecat. Cele 10 ochiuri de lanț. Doi,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și apoi începem cu cel de-al doilea ochi de lanț, ne vom întoarce în jos cu cele 7 piciorușe scurte. În felul acesta vom lucra de jur împrejur și vom efectua toate frunzele, după care vom încheia lucrarea. Dar așa cum vă spuneam, este la alegerea dumneavoastră dacă doriți să faceți și frunze sau doriți să lăsați floarea simplă, așa cum am făcut eu cu floarea pe care am lucrat-o din Lisa Lurex. Mie îmi place și simplă, așa. Deci am făcut cele 7 piciorușe scurte, un ochi de lanț și mă voi întoarce din nou și vom continua. Deci din corespondența primului picioruș, un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, vă arăt încă o dată această jumătate de frunză, un picioruș dublu în următorul picioruș, apoi în corespondența următorului picioruș voi face două piciorușe duble, în următorul voi face un picioruș dublu, o jumătate de picioruș scurt în următorul, un picioruș scurt, iar aici în vârf vor veni cele 3 piciorușe scurte. 1, 2 și cel de-al treilea. Apoi vom continua coborând în jos cu frunzele. Floarea se va prezenta apoi în acest mod, în momentul în care lucrăm și frunzele. Așa. Și așa cum vă spuneam, las la atitudinea dumneavoastră dacă doriți să lucrați frunzele sau nu. Aveți aici cele două flori pe care eu le-am preparat la început. Eu voi continua singură frunzele, la fel și dumneavoastră, iar apoi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat și ultima frunză. Acum voi face două ochiuri de lanț, 1, 2, și voi încheia în prima frunză, în mijlocul acesteia, voi face un picioruș alunecat, după care voi scurta firul și vom închide lucrarea. Capetele de fire de la culoare verde le vom ascunde cu acul sau cu croșetul și acum voi întoarce floarea și uitați-vă, acesta este rezultatul muncii noastre. Eu sper foarte mult că v-a plăcut ceea ce am lucrat. Uitați-vă, după cum vă spuneam, această floare poate fi lucrată și cu frunze și fără frunze. Se poate folosi ca aplicație. O puteți pune chiar și de frumusețe, pe o mobilă, în bucătărie. Puteți lăsa imaginația un pic să vă lucreze și să faceți cu ea ceea ce doriți.
Țin foarte mult să vă mulțumesc doamnelor nou înscrise pe canalul de YouTube. În curând, deci acesta va fi programat pentru sărbătoarea înălțării Domnului încărcat pe YouTube. Iar apoi, până deci la sfârșitul săptămânii, sâmbătă sau cel mai probabil duminică dimineața, voi încărca alte tutoriale din tainele croșetului irlandez, din nou aceleași tutoriale simple pentru doamnele începătoare și, bineînțeles, între timp lucrez următorul proiect. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La mine este noapte, este aproape ora 1 noaptea. Știu că acum sunteți la odihnă. Chiar dacă va fi încărcat ziua tutorialul, eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă rog să dați un like la lucrările mele, un comentariu. Dacă din întâmplare cineva vede un tutorial și îi place modul în care lucrez, modul în care explic, vă rog să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș, pentru că totul este gratuit, nu se plătește nimic, puteți viziona un tutorial și de 100 de ori dacă doriți, până când înțelegeți exact despre ce este vorba, iar în cazul în care aveți vreo nelămurire, vreo problemă, nu ezitați la comentariul pe care îl veți lăsa pe canalul de YouTube, nu ezitați deci să puneți întrebarea în funcție cu ceea ce nu ați înțeles. Eu din nou vă spun că vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc noapte bună, somn dulce tuturor și ne revedem cât mai curând. La revedere!